Proiectele pentru lucrările ce urmează să înceapă au fost deja întocmite de reprezentanții ambasadei SUA, care s-a deplasat în toamnă în comună pentru a vedea de ce este nevoie. Reabilitarea localului de școală în care ne aflăm acum, din primăvară, construirea unei grădinițe noi, chiar aici în curtea școlii, ceea ce este un lucru nemaipomenit, și la Comanca reabilitarea grădiniței. Localnicii sunt bucuroși că americanii sunt interesați de nevoile comunității. Ei speră ca după acest prim pas făcut pentru modernizarea unităților de învățământ din localitate, atenția americanilor să se îndrepte și spre ei. E nevoie de grădinițe, că copiii unde să ducă la grădiniță? Tot timpul un bani e binevenit, nu? Hai să fim serioși acum, nu? E școala veche din 1890 și nu știu cât. Dacă în buzunarul stătenilor din Deveselu amplasarea scutului antirachetă nu se simte încă, bugetul local a cunoscut prima creștere substanțială. Cu toate că lucrurile au început de foarte puțin timp, deja au început să apară și aceste beneficii. Pentru bugetul pe anul 2014 avem în jur de 220.000, 230.000 de lei în plus față de pentru bugetul pe 2014 avem în plus față de 2013 220.000, 230.000 de lei. Aproape 10 milioane de lei au fost investiți anul trecut în infrastructura din localitate în vederea amplasării scutului antirachetă. Banii au fost destinați construirii rețelei de apă și canal, a unei stații de epurare și a drumului ce leagă unitatea militară de drumul național.